Sorina Matei prezint datele din rechizitoriul DNA, domnul Dragnea minte. Jurnalista Sorina Matei susține că Liviu Dragnea minte în momentul în care spune că flagrantul împotriva lui Valentin Predanu a fost pe cazul Teldrum. Jurnalista prezint rechizitoriul DNA, în care se arată ce Preda avea la el un aparat foto cu documente, nu un dosar cu documente pe strategia adunării. Domnul Dragnea minte. Zice acum în direct ce Preda, atunci când a fost prins, avea la el documentele cu strategia adunării sublinierei, nu documentele Teldrum de pe aparatul foto. De parcă Preda avea lecturi cu Teldrum sublinierei, nu Dragnea. Nu, domnul Dragnea minte, pentru ce toate datele arată ce Preda avea la el saco sublinierea cu aparatul foto ce conținea documentele Teldrum. Rechizitorul care spune negru pe alb ce Preda avea saco sublinierea cu aparatul foto sublinierei documente Teldrum la el. În jurul orelor 09:25, autoturismul menționat a staționat în parcarea din fața clădirii în care funcționează Ministerul Dezvoltării Regionale, din autoturism coborând din culpatul Predariedu cu Valentin, care avea în mână saco sublinierea cu aparatul foto, la care am făcut referire mai sus. Ce inculpatul Predariedu cu Valentin a coborât din autoturism, au intervenit organele de urmărire penal, care după ce s-au legitimat au procedat la percheziția corporală a inculpatului, asupra căruia au fost găsite următoarele: o saco subliniere de culoare roz subliniere U cu albastru inscripționat pe ambele fece Travel Free, în care se afla un aparat foto marca Olympus F300 de culoare neagră cu seriale 962503-94XO, un încrecetor aferent acestuia, marca Olympus, precum sublinierei un cablu de date. Arată Sorina Matei, pe pagina personală de Facebook.